Ia să vedem ce mașină și-a luat zbor, Iuleanu, că m-a ținut nebunii cu zbor. Eu știu deja mașina aia că a venit. Ia-mă ea. Atunci când deblochezi mașina, iese Spirit of Ecstasy. Pentru că Rolls-Royce este cea mai scumpă și exclusivistă mașină și de fiecare dată când vezi una pe stradă, s-ar putea ca în ea să fie un președinte, un afacerist sau vreo vedetă de la Hollywood. Sau mai nou, eu. Pentru că în videoul de astăzi vom merge să cumpărăm un Rolls-Royce să vedem de ce este în stare. Și rămâi cu ochii pe canal să vezi mașina asta în situații în care nu a mai fost până acum. Am fost ieri la dumneavoastră să văd Rolls-Royce-ul și voiam să vă întreb până în ce oră aș putea să vă găsesc astăzi, că eu mai am cam o oră treabă așa. Eu ok, sunt la birou, vă aștept. Ok, deci acum mergem să cumpărăm un Rolls-Royce pentru că ieri a fost ziua mea și am primit niște bani mai repede decât trebuia și am luat-o ca pe un semn. Niciodată nu mai iau după semnă, dar acum practic am vrut. Mă, cu duții, îl vrem pe duții, de unde că duții nu răspunde la telefon? Să cred. Cu ăla vorbesc pe un mes. Da, asta, pentru că mă uitam de ceva timp de un Rolls și pe aia am văzut unul care este foarte aproape. Deci acum că e vorba de o mașină așa scumpă, clar aș vrea și eu să o văd înainte. Îți face pielea de găină când mă gândesc că urmează să dăm atât de mulți bani pe mașină. Dar cred că ar fi interesantă pentru canal și cred că are și cel mai șmecher test de durabilitate. Na, nu știu, vedem dacă e bun. Dacă e bun, poate plecăm cu el, nu știu cât timp durează să facem actele să astea. Cum arată? Eu. What the fuck? Credeam ca să arăți că ești bogat, trebuie să cumperi celălalt cuvânt cu Rolex. Bine, sincer, cam urâtă culoarea. Adică, deci avem aici un Rolls care proprietarul teoretic ar trebui să stea la volan pentru că avem aici. Depinde unde se simte mai bine. Da. What the fuck? Băi, ești prost? La volan pentru că avem aici. Depinde unde se simte mai bine. Da. Să-ți trăiască familia dacă vreodată am avut umbrero. Mamă, vorbesc și spaniola mea, Mexico. Noroc cu cocoaș. Tot de asta niciodată în viața mea. Oare cât costă dacă se rupe? Sperăm să nu aflăm. Asta e interiorul. Efectiv, nu vine să mă urc în ea. Avem aici preșuri speciale pe care trebuie să te descalzi dacă vrei să te urci, altfel nu ai voie. Wow. N-am văzut niciodată la o mașină, n-am văzut-o. Bucă, ți-a lăsat pe spate. What the fuck? Avem aici locul de suc de la Mac. Ați mers cu ea? Da. Și cum e? Minunat. N-am mers niciodată cu o mașină de asta. Putem să ieșim și într-un test drive. Este aparcă. Da? Da. Am avut un dată în seria 7. Se compară? Nu. Nici vorbă. Asta, mașina asta, mașina asta chat, ce că a fost la prim-ministru Bulgariei. Bulgariei. Și are și soft. Știți cum arată mașina asta înăuntru? Close. Wow, cum se simte! Dar n-am vrut să fac test drive-ul eu pentru că aș prefera să conduc o mașină doar după ce o cumpăr. Nu e o superstiție, dar vreau ca lumea să vadă direct reacția mea adevărată pentru prima oară când mă urc în mașina aia. Dacă vedeți cum arată mașina asta înăuntru... Mai sus lucrurile! Nu s-a simțit. Cum se vede Spirit of Ecstasy-ul din față? Wow! Băi, vedeți gropile? Nu se simte. Ce stă patronul? Salut, deci, Andru! Uite, mă stau picior, fără să ating nimic! Wow. Deci am stat, cred că dormeam. Eu zic să o luăm. Ok, băieți, dar înainte să fac plata, va trebui să verificăm mașina pe car vertical, să vedem ce ne arată acolo, pentru că este vorba de o sumă foarte, foarte mare și vreau să știu absolut tot istoricul mașinii înainte să o achit, să văd dacă a avut accident, dacă a avut kilometri dați înapoi, că tu o vezi că e Rolls. Nu e vorba, mă, când o să faceți și voi bani să vă permiteți mașina asta, tot să comentați, că nu este vorba de... Ai dreptul să comentezi dacă ai bani, ai dreptul să nu comentezi dacă nu ai bani. N-ai dreptul să judeci un om dacă nu-l cunoști personal. Despre asta este vorba. Rolls și chestii, dar cred că și la Rolls Royce se pot da kilometri înapoi și se mai fac și accidente. Dacă vrei și voi să verificați o mașină, nu contează ce mașină e, poate să fie vorba de marca Rolls Royce, modelul Ghost. Capacitatea e 6,6 litri. Mor pe asta când dau, domnule, îi place de toată lumea, domnule. În talon scrie 571, dar na. Bun, văd că a fost verificată în Italia, după aia în 2018 a fost radiată mașina din Italia și probabil după aia a plecat direct la prim-ministru din... Bă, tu știți cum arată mașina asta?
E criminal. Bulgaria, pentru că asta a fost mașină de politician. Și acum din decembrie este pusă la vânzare. Mi-a zis omul de acolo că este pusă la vânzare de chiar foarte puțin timp. Și acum probabil o să se schimbe iarăși că noi urmează să o cumpărăm. Mergem și facem plata. Ok, deci oficial am făcut plata și până se aprobă plata mai avem o oră și ceva, au zis ăștia de la bancă. Mamă! Nu-mi place Ferrari-ul ăla cu motorul în față. Mă rog. Și ca să facem plata asta trebuie să schimbăm banii pentru că aveam în euro și am primit cel mai bun curs posibil. Adică imaginați-vă că am schimbat vreo 200 și am pierdut 300 de euro maxim la schimbul ăsta valutar. Mi se pare ireal. M-am gândit că ar fi să mă duc chiar așa în tricou ăsta de fotbal să luăm mașina și ar trebui să ne pregătim, așa că mergem să ne luăm un costum. Plecat. S-a întors treperul vostru preferat. Parfumat, aranjat, frezat. Cum arăt? Mamă, zici că e șoferul. Mă simt foarte inconfortabil în costumul ăsta. Simt că mă strânge de gât. M-am uitat în oglindă și pare că sunt papițoi. A intrat plata și oficial mergem să luăm Rolls-Royce-ul. Știi cât a fost mașina asta de nouă? Nu. 525. Uai. Mamă, mamă. Fuck. Am ajuns și la mașină. Uitați-o. Ăștia suporții. Bă, și înțeleg, uite, chiar înțeleg că sunt unii oameni care nu au. Se întâmplă cu aia, viața e crudă. Să-ți bași pula nea de viață. Sunt unii oameni care nu au. Care în momentul ăsta stau în pat, probabil se uită la mine pe live și trebuie să se chinuie să aibă bani. Gen, trebuie să se chinuie, trebuie să se chinuie să facă bani. Păi da, frate, că așa. Bă, sunt oameni care nu s-au născut într-o familie bogată, care nu s-au născut și nu au avut. Nu au avut aici, gen. Nu vorbesc de zbor sau ceva, vorbesc în general. Nu au fost serviți. Ia mă, tu poți să ai asta, poți să ai asta, poți să ai asta. Oameni care, pe bune, se chinuie cu aia. Care lucrează la un job normal și jobul normal te chinuie, că despre asta vorbim, că jobul normal chiar te chinuie. Dar nu este vina lui care, adică nu trebuie să mă duc să-l jignesc pe un om care are bani, că o să fie mie mai bine. Despre asta vorbesc, știi? Cea, nu trebuie să jignim oamenii care au bani, că nu ne ajută cu nimic pe noi. Bine, nu vorbesc în numele meu, acum că aș fi ipocrit. Nu, pe voi gen. Nu vreau să ziceți dacă vreți să-i pun la vânzare ăștia cu mobil făcut. Mie mi se pare destul de interesant. Apropo că tot veni vorba de puse, vedeți că în fiecare weekend o să fie un flash sale, o să fie o reducere diferită la fiecare weekend și o să vă anunț de fiecare dată la finalul vlogului să intrați să luați și vreau ca în fiecare săptămână să fac un fel de concurs cu o experiență. Deci dacă vreți să vă înscrieți, să știți că o să fie atunci. E? Trebuie doar să luăm numerele. Normal că a scris Mobil Fox-ul pe aici, că Mobil Fox-ul i-a aduce bani. Ce numere să punem? Cât are motorul? 6700. Oh. 67, deci, nu știu, vedem. Salutare, mă, potrivesc Rolls-ul? Da. Ce alte de plastic? Hai să vedem cum arată o cheie Rolls de plastic. Bă, asta arată anul ăla. Dar așa mai ghost, parcă, nu știu cum să zic. Bine, asta arată mai bine. Vreți să vă mint? Wow. The job offer, it didn't upset me. It amused me. You look down on me, you pity me! Walk away, that's right, Howard. You know why I didn't take the job? S-a închis singură genza, m-am pins. Au făcut oia țuică din lemne, au vândut-o la țară și au orbit un sat întreg. Nu știu dacă știi știrea. Ce a fost? Wow! Cum se simte la picioare? Wow! Efectiv, mi se pare un lucru prea drăguț. Wow! Mă crezi că n-am condus niciodată o mașină cu motor mai mare de 3000? Ce motor are? 6750! Mă! Cât, mă? Impozit 120 de milioane. Sigur, o să întrebe lumea asta. Cât, mă? Are ecran. Deci sunt conectat? Da. Da, RR3... What the fuck, uite cum arată! Hai, nu vreau să cred. RR35515. Wow. Așa aveam pe BMW-ul ăla! Da? What the fuck, e că l-am mers! Așa aveam pe BMW-ul ăla al vechi. Știi de care zic? Ăla vechi, serie 7. Da. Suntem pregătiți, domnul Rareș?
sunt pregătit. Da, Limca, după două pisuri. Stai, nu sunt pregătit, pe n-am centura. Ah, ok. Acum sunt pregătit. Wow. Eu aștept contentul lui Dorian Popa, cred că toată lumea așteaptă că pleacă în America. Sunt curios ce face nebunul ăla. Se învârte volanul ăsta, coaie. Mamă, ia uite cum a ieșit aia. Coaie, avem ținta, avem ținta. Nu știu ce face zbâr în afara YouTube-ului Cosmin, nu chiar nu știu. Ce afacere are. Stai, tata, că... Scuză-mă pe mine, știu că era prioritatea de azi, dar nu mai e. Dă-te, drecu, cât taie mașina. Wow! Cui mă simt de parcă am furat-o? What the fuck? Cum e direcția la mașină? Mamă, ce-am crezut că e pe bune, ești prost? Volan. Despre direcția asta? Efectiv, nu vine să cred. Mamă, cât de mari sunt oglinzile, cum văd? Sunt imense. Băi, cum e direcția? Așa conduc. Știi de ce avem tint pe geamuri? Nu. Pentru că mașina asta a fost mașina președintelui. Care nu era premier? Păi, și crezi că președintele n-a mers cu el niciodată în mașină? Bă, practic e mașină. Uitați-vă cum arată mașina din 2012. Bă, voi știți cum arată mașina asta înăuntru? Țiplă, mă. Deci eu am fost cu Andreas cu Dimaș când ne-a arătat mașina. Nu are nicio zgârietură, nu nimic, nu... Bă, nu știu cum să vă zic. Deci mașina asta înăuntru e țiplă. Și mașina din 2012. De președinte... 2012, da. Dacă se uită domnul Klaus Iohannis la acest video și este interesat să vândă vreunul dintre avioane, să-mi dea un e-mail. Eu așa știu că din 2012. Efectiv, zici că sunt parlamentar de la gata, am vândut țara. Wow. Tu dai seama că putem să ne luăm de ăsta de anul trecut dacă făceam căcaturi? Deci, nu, nu-mi trebuie. Așa, bine. Altceva, avem... E 2011, ia uzi. Trebuie să-mi cumpăr o față de aia cu Rolex. Are mod sport, oare? Hai să o calc. Mamă! Cu ai văzut cum a alunecat? Da! Bă, uite, bă! What the fuck? Da, mă, dar e foarte grea mașina, e grea rău de tot ceat. E grea rău de tot mașina. El nu e rapidă, bă, dar... Adică de-aia are și nevoie de motor mare, mâncați-și. Trage! Da, what the fuck? Adică... Mamă, coaie! Adică la început n-a fost, dar după aia zici că decolam. Haide, bă, ca avionul, coaie! Exact, nu pleacă exact. Repede, dar și când prinde... Exact, așa. Vai de... What the fuck? Pe asta nu cred că o distruge, da, om, pula mea, dacă o distruge și pe asta. Dacă o distruge și pe asta. Irreal. Nu e, mă, 2018 mașina. Irreal este. Irreal, coaie. Wow. Wow. Nu, nu, nu așteptam niciodată. What the fuck? M-am speriat, coaie, n-am simțit niciodată asta. Parcă prindeam prea multă viteză. Cu cât mergeam mai repede, exact. Cu atât accelera mai exact, repede. Exact. Și acum să facem un mic tur al mașinii cu ce chestii am observat eu pe aia. Cel mai tare lucru este că atunci când deblochez mașina, iese Spirit of Ecstasy, așa îi zice la ornamentul ăsta, care practic este amanta băiatului care a inventat Rolls-Royce. Cam dubios că a pus aici pe amantă, nu pe soție. Cum stătea asta așa, ia uite, culoarea mașinii se numește ceva de genul Rubik's. Ne-am uitat și la mașina lui Stresu. Păi am terminat clip. Că este neagră, nu înțeleg de la ce vine. Partea albă este colantată. Mie personal nu-mi place cum arată colantul ăsta. Eu mai mult achiziționez mașinile în funcție de... Stai să vină și Andreas cu clipul cu Tesla. Haide! Ușile pe care le au și astea cred că sunt ușile cât de cât supreme. Mai lipsesc doar ușile de Lamborghini originale din colecție, să zicem așa. Așa arată locul din spate, care în momentul de față nu prea ai loc că am stat în față. Dar... Dacă apeși pe ăsta, poți să-l muți pe fraieric ăsta din față. Vezi la Model 3, cred că e. Și să ai loc cum trebuie. Avem aici meniul cu DVD-uri, ăsta este Venom. Și practic același DVD merge pe ambele ecrane. Dar nu este cel mai practic lucru din lume. Dar cumva e fain să mergi să-ți mai cumperi DVD-uri din când în când, deși e foarte greu să le mai găsești. Și dacă vrei să închizi ușa, ai aici un buton și ușa se închide singur. Lasă-mă că a dat 500.000 pe aia, zic că costa 500.000. Efectiv, mi se pare superb. Am avut bolii de astea și pe geamurile din față, doar că s-au terminat cu o amendă de 1400 de lei în prima zi când am luat mașina. Bună seara! Stați o secundă. O, să-ți înțeles care e problema, da? Dacă dați foliile jos, nu vă iau talonii, vă dau doar... Le dau acum! Le dau acum! Astăzi am luat mașina și nu am avut când să le dau jos. Hai să le dăm! N-am dat în viața mea folii jos de pe Rolls Royce. Bă, să nu zgârie geamul de aiurea, gen. Mașina asta a fost a... Se dă?
Dăm foc la Rolls Royce. Ia uite, colai. L-a prins. Fiecare ușă este electrică. Trebuie să dai doar un tap. Și ea se închide singură. Are un motor așa acolo care o face. Și alea de spate se deschid invers. Alea de spate se deschid invers. Ar trebui curățat puțin. Pare așa ca murdar. Pe net, când le vezi, eu aveam impresia că ăsta e făcut direct din metal, dar e doar un plastic. Ok, hai să vedem că n-avem monedă, dar punem aici telefonul în husa mobil, Fox. Bă, băgăm două, trei cătușe pe aici pe tău. Din fericire, putea să pice și de la mama dragă care husa mobil, Fox, adică... Na. Hai acum și la locul din față. Așa arată mașina, șase butoane, are night vision. Are head-up display, lane assist, collision warning și mai are pe partea asta camere 360 și mai are camere stânga-dreapta, că atunci când scoți botul să poți să vezi dacă vine vreo mașină. Bordul mi se pare că arată demențial. Aici un digital dash, îți arată toate informațiile de care ai nevoie și ceasurile sunt analog. Mie îmi place cum arată astea analog și noaptea se luminează foarte frumos, arată foarte premium, să zic așa. Pielea este foarte drăguță în interior. Nu este piele napa peste tot. Pe unde nu pui mâna este piele normală și nu unde... Să nu sfumez în Pepsi, pe asta o țin aici în față și pe asta o țin în dreapta aici, la finalul biroului, ca să nu sfumez în ea să vină țigara pe buză. Că se mai întâmplă, mă. Atinge, adică aici la cotier... Foarte bine, domnul Marius, foarte bine. Vedem pe la 5-6 cum se poate să fim morți în cad. Dintr-o piele ceva specială. Volanul arată foarte bine. Hai dinăuntru să vă arăt și ce fel de opțiuni sunt prin ea. Ok, deci avem suspensie reglabilă. Butoanele astea clasice ca la BMW. Aici bagi CD-ul de muzică. Am avem aici, ce dracu, avem asigurarea civilă la acest Rolls-Royce. A costat 2641 de lei pe un an. Mi se pare... ireal de mică. Deci nu știu dacă vă mai amintiți B-class-ul ăla pe care... Păi la Andreas mi se pare că e la mașina, la F10-ul ăla, cred că e 30 de milioane. Care l-a avut taică-miu, dar l-am dat cadou de atunci că nu prea mai avea. Dă-i la mine în garaj și Ian să vină să-și ia cheile, mâncați și gura ta, că nu mai suport mașina aia. Ia să o țină la mine în garaj, că nu e problemă, da. Sens? B-class-ul ăla costa 1600 de lei la 6 luni, adică era mai scumpă asigurare la B-class decât la Rolls-Royce. Avem aici încălzire și răcire pe ambele scaune din față, avem și pe scaunele din spate și avem și masaj și memorie în toate, că toate scaunele sunt electrice, încălzite, răcite și iau masaj. Un lucru care este foarte interesant este cum funcționează aerul condiționat sau încălzirea din mașina asta și anume, avem aici o rotiță de pe care alegem. Până diseară, Tudor Narcis, până diseară suntem. Adică, poți fie oprit, până poți fie soft, băiatul meu. Mediu, high sau max. Și după aia aici două controlere de unde alegi ce temperatură vrei la picioare și ce temperatură vrei sus. Mi se pare o mașină destul de pretențioasă. E faină, adică nu zic că nu, dar unele chestii nu logică, printre care și prețul, să zic așa. Avem aici un ceas frumos, este... singurul ceas din mașină pe lângă ăsta de la CarPlay, unde este digital. Am plinit fix astăzi 60.000 de kilometri, am luat-o la 59, am mers puțin cu ea. 60.000 de kilometri cu aia. Și ca să oprești gurile astea pe care e ai, ar pur și simplu apeși pe ăsta și e un feeling foarte, foarte tare. Fi tare dacă, dacă ai putea să oprești și gurile rele, tot așa, să apeși pe ăsta. Aici avem un wireless charger pentru telefon. Avem și un cablu de încărcat. Ia, ce-i pe aici? Ia. Ce trebuie telefon pe aici? Ia uite ce e asta. Avem un albocalmin. Ce? Coaie, o Viagra, dă-te. Pă bune că e maraton, dar lasă-mă moraia dacă te mint. Maraton, coaie, ce Viagra, e maraton direct. Ce? Coaie, o Viagra, dă-te. Să moară tot direct, să moară. Aia e opțiunea de la rolul, e bine cum cred. Dă-te, mă, maraton. M-am zis. A, dacă nici tata nu le știe. Dacă nici tata. Uai, nu-i face ideea de a primiri sunul ăla. Coaie, nu vine să cred. Unde o avea ascunsă, dă-te. Ești că era locul. O văzuși, coaie.